Atențiune, te salută vocea Basarabiei. Bun venit în studioul nostru, unde o să vă așteptăm cu mingior zilnic de luni până vineri. Un nou proiect marca Vocea Basarabiei cu Mihaela și Andrei, în care ne propunem să fim cât mai aproape de ceea ce simțiți, gândiți și trăiți. E ziua noastră de debut, Andrei. Da, așa este. Și atunci când un vas maritim, de exemplu, este lansat în larg, de nasul lui este sparte o sticlă de spumant, ca el să nu se scufunde. Spumantul îl avem. Marca Vocea Basarabiei. Iar atunci când se inaugurează o locuință nouă, mai întâi știi cine trebuie să intre în casă? Știu! Și am adus-o! Pisicuță, meu, meu, meu! Avem și o pisică în casă nouă. Tu ce superstiții mai știi? Oh, uite, atunci când, de exemplu, se lansează un nou film, echipa de filmare ia o farfurie, scrie pe el numele tuturor celor care colaborează la film și exact în momentul potrivit, o sparge! Eu mai știu că într-o locuință nouă se aduc mereu clopoței ca să alunge spiritele rele. Avem și clopoțel! Fugiți tot ce-i răi, fugiți de aici, fugiți, fugiți. Iar atunci când se intră în casă nouă, de exemplu, trebuie să arunci neapărat monede în casă, ca să fie cât mai mult belșug în casă! Să ne fie cu belșug. Să ne fie cu belșug și mie și ție. Andrei, cred că e suficient cu superstițiile. De acord, Mihaela, pentru că atmosfera din casă oricum o fac oamenii. Ei, hai să ne fie într-un ceas bun. Hai! Mulțumesc, Andrei. E bine să închinăm pentru toți oamenii buni care ne privesc și care vor păși pragul emisiunii noastre de azi înainte cu un strop de muzică, nu doar de spumant. Muzică de calitate de la un artist de calitate care este și primul nostru invitat. Și dacă este primul, hai să fie el nașul de botez al proiectului. Te salută Vocea Basarabiei. Artistul poporului Vasile Advahov, unul dintre eroii anului 2022, după ce împreună cu fratele Vitalie și bravii băieți de la Zdob și Zdub au smuls de la publicul european locul 2 la concursul internațional Eurovision. Vasile Advahov. Vasile, vino cu noi pe canapea. Te rog. Cu mare drag. Așa.
Te salutăm, Vasile, aici în studioul Vocii Basarabiei și vrem să te întrebăm totuși care a fost locul la concursul internațional Eurovision Song Contest. 1, 2, 7... Sincer, nici eu nu știu care, pentru că au fost atâtea încurcături și anulări de voturi. Cei care au mai participat la Eurovision și stafful care a fost la Eurovision au spus că nu a mai fost așa ceva. Să se anuleze mai multe voturi de la mai multe țări, care au, știu că noi am avut note, chiar punctaj maxim la, la Eurovision, dar asta mai puțin contează. Da, spun de ce, pentru că cel mai sincer juriu este publicul, dar noi din partea publicului european am primit nota maximă, deci punctajul maxim care putea fi. Eu consider că undeva, dacă era să nu fie juriu care nu știu ce a făcut cu voturile, cred că Eurovision avea să ne gândim unde să-l petrecem. Da, se spunea, că, se spunea că publicul v-a dat vouă cea mai mare preferință după ucraineni. În total locul 7 pentru că juriile profesioniste au votat mai puțin pentru Moldova. Nu, s-au anulat punctajul, de ce un pic s-a primit diferența în... nu contează. Dar cum am spus, eu singur n-am înțeles ce a fost. Eu, dacă să urmăriți imaginile când era Eurovisionul, eu nu am înțeles nimic ce a fost. Era ba, eram pe locul, sau nu înțelegeai? Bineînțeles că eram emoționat, ba eram pe locul penultimul și pe urma, într-un moment dat am sărit pe locul întâi. Deci emoțiile nu le pot descrie acum prin cuvinte, dar... Ei, ele s-au mai așezat un pic emoțiile. Deci. Da, pentru noi cel mai important, noi cu fratele râdeam, spuneam așa, pentru noi ca țară este important să nimerim să fim în finală, pentru că noi am participat și la semifinală. Da. Și aici tot emoția a fost foarte mare, pentru că au anunțat 8 țări și mai rămăsese 2 țări care să meargă în finală. Și pe noi iarăși ne-au spus la urmă, la, pare mi se, chiar a zice țară. Da, inimioara aceea. Da, credeți-mă că atunci au fost. Și chiar am primit multe filmulețe, multe mesaje, chiar știu că toată țara a urmărit semifinala și când a mers Moldova în finală. Inima aceea voastră ca și trenul Chișinău-București. Tuc-tuc. Păi da? Vreau să vă zic că nu știu ce a făcut noi cu trenul ăsta, dar el s-a pornit și nu se poate opri. Da, mai frate, chiar și aseară am fost la o petrecere. Ba, când s-a cântat trenul Chișinău-București. A fost dintr-o suflare, știi, piesa aceasta compusă și undeva și perioada de pandemie a influențat asupra. Spune-mi, te rog, cum s-a schimbat viața voastră și a colegilor, prietenilor deja de scenă, de la Zdob și Zdub, mai ales a voastră, după Eurovision? Nu vedeți o schimbare la mine, mi-am lăsat părul mai mare. Ți-ai cumpărat costum nou? Mi-am cumpărat costum nou, da, cu Adidas. Schimbarea este bine. Experiența de la Eurovision a fost pentru noi chiar una interesantă, cel puțin mie mi-era foarte interesant și eram foarte curios să văd muncă din culise, nu cea din scenă. Se muncește foarte mult la Eurovision și vreau să vă zic că eu am un respect deosebit pentru toți cei care au participat la Eurovision, indiferent ce loc au luat. Este o muncă enormă și trebuie apreciați oamenii când merg la așa evenimente mari. Muncă, cheltuieli, nervi, stres, s-a muncit foarte mult, și dar s-a meritat. Pentru mine a fost o experiență bogată. Eu am mai acumulat poate și niște idei, am mai văzut cum se sonorizează, cum se lucrează de la până la rezultatul final la Eurovision. E experiență bună. Vasile, dacă ar fi să mai repeți experiența, ai mai repeta-o? Da. Da, pentru că mi-a plăcut. Mi-a plăcut în primul rând atmosfera de acolo, era una foarte frumoasă, era o atmosferă foarte colegială. Noi râdeam cu fratele, noi, ca să știți, cel mai mic buget, cred că, de la Eurovision l-am avut noi, Moldova. Cred că cam fiecare an. Da, și noi ne-am dus, cum spune moldovanul, cu torba, cu baianul în schinare, cu scripca... Cu mijloace mici, mână, lucruri mari, da, făcea Ștefan cel Mare. Și primele, hai să spunem așa, primele spectacole, când era promotorul la Eurovision, prin Spania, pare mi se, mă rog, piesa Moldova scânte, Moldova. După prima apariție noastră în scenă și când lumea toată a cântat cu noi piesa, toți după aia, o, Moldova,
Și-a schimbat deodată adică impresiile. Adică textul a rămas același, dar intonația s-a schimbat. Lumea și-a dorit un pic de veselie după pandemie, pentru că erau foarte multe piese, dar erau piese mult de lente, da, știi, filosofice. Lumea, da, totuși vrea un pic de veselie și nu eu am spus, au spus-o foarte mulți. Dacă vreți să vedeți un Eurovision adevărat, păi acești băieți sunt Eurovisionul. Mm-hmm. Exact, mostra la care trebuie să vă uitați. Bine, putem vorbi 3 zile despre Eurovision. Dar eu cred că deja nu te-ai săturat să vorbești despre Eurovision. Noi am început cu Eurovisionul pentru că suntem la prima emisiune. Ești primul nostru invitat, ești nașul nostru de botez. Apropo, mă simt onorat să fiu nașul de botez la prima voastră emisiune. Și dar și noi ne suntem onorați. Și să vă banii urez pe masă. Succes. Banii pe masă. Acuși, da. Masa mare. Să aveți lume bună, să aveți emisiuni cât mai plăcute. Și rugămintea mea cea mai mare să mai facem un pic ca lumea din țara noastră să mai uite de probleme, da, și chiar și de politică, pentru că eu m-am săturat, vreau lumea să o văd mai bucuroasă, mai cu zâmbet pe față, să mai glumească, pentru că de o vreme încoace cam ne uităm la seriale numai despre politică. Eu vreau să vă zic o chestie foarte importantă despre Vasile Advahov. Eram la Zilele Culturii Moldovei în Baku. Și după concertul pe care l-am avut acolo la Filarmonica din Baku, eram la o recepție cu ministrul culturii. În colț cânta o orchestră azeră de muzică tradițională, cu instrumente tradiționale. Vasile Advahov, cât am stat la masă, n-a stat un minut să mănânce sau să se uite în farfurie. S-a întors cu spatele la masă și s-a uitat numai la muzicanți, uite așa, și a zis: zic, Vasile, Vasile, da. Ce-i Vasile? La sfârșit s-a întors și mi-a spus că eu am înțeles cum trebuie de cântat la nuntă. Și cum trebuie? Și numai orchestra fraților Advahov, cu care ne-am întâlnit mai târziu la nuntă, știe să cânte la nuntă așa, ca publicul să știe, să poată discuta la masă, să poată comunica și să asculte și muzică. Te referi la volumul de sunet, pentru, da, că la e o problemă la noi, dar uneori se exagerează cu sunetul și asta, din păcate, nu este cultură, dar e în cultură. Păi, notașii, de ce se plâng de cele mai multe ori? Băi, muzica asta, dați-o, băi, mai încet, că e prea nu tare, dați-o mai încet. Chiar acum zile, o lună și ceva urmă, noi am fost nași la familia Burlaca, Roman și Gabriela, da, finii noștri, și exact aceeași întrebare a fost și noi am decis la prima masă să lăsăm lumea să poată mânca liniștit, să savureze din momentele când nu s-au văzut oamenii de mult, să mai discute, după care mai servit 50 grame și spornește nunta. Eu am două întrebări, Mihail, nu te supăra, să nu uit gândul, pur și simplu. Bine, doar două. Ai zis de nuntă. Eu știu că orchestra fraților Advahov a renunțat, de fapt, să mai cânte pe la nuntă. Așa mi-a zis. Nu vreau să par patetic. Nu știu, da, să nu creadă lumea, să nu o ia în nume de rău când nu prea cântăm la evenimente nunți. Eu am studiat 12 ani de liceu, 5 ani de conservator, 70 ani de muzică. Nemai vorbind că până la liceu am studiat din familie, cred că de la 4 ani, muzică. Consider că ar trebui să ne concentrăm toată cunoștința care avem noi în muzică, în lucrurile mult mai mari. Dar asta nu înseamnă că dacă cânti la o nuntă nu este ceva frumos. Este, dar îți ia foarte mult timp și este și obositor. Dar chiar e mai complicat să cânti la o nuntă, probabil. Și îmi doresc să mă concentrez acum la proiecte mult mai mari. Cum ar fi? Festivaluri, concursuri, cum ar fi concerte? Festivalul, și apropo, vine festivalul Podcova de Aur, care știu că sunteți alături de acest eveniment și chiar înhămați în Podcoavă, da, suntem aproape, da. Da, și nu prea este timpul, dar trebuie să ne pregătim serios de acest eveniment și chiar ne dorim cu toții să-l facem unul care să zică toți cuteașa, nu a mai fost. Am vrut să zic că suntem podcoviți, dar suntem podcoviți la toate. Eu chiar sunt podcojit. Vasile, dar vorbind despre proiectele noi, cu ce urmează să ne impresionați în viitorul apropiat? Avem foarte multe colaborări frumoase cu artiștii de peste Prut. Pregătim spectacolul care am spus, pregătim tradițional 2 cu Andra, prietena noastră. Cu doamna Zinaida Julia vrem să intrăm în studio să mai imprimăm ceva, pentru că de mult nu am imprimat și
mi-e rușine un pic, trebuie să intrăm în studio să mai imprimăm. Ea ține foarte mult la noi și mereu spune, dacă noi intrăm să imprim, mă duc să imprim cu altă orchestră. Gata, mergem, imprimăm. Deci lucrăm, scriem, compunem, facem orchestrații, lucrăm intensiv. Orchestra Municipală de Muzică Populară, condusă de frații Vasile și Vitalie Dăvacu, este deja un brand. Și îl știe toată lumea și e o chestie pe care trebuie să o recunoaștem. Hai să le spunem tuturor cum decurge o zi de repetiție, pentru că lumea vă vede cântând atât de frumos, atât de ușor, atât de script. Așa putem ușor. Și noi, știți cum se spune. Păi cum să fie... Cum vă perfecționați maestria? În primul rând, eu îi rog pe toți colegii mei să fie în formă, să se ocupe și individual, pentru că o orchestră poate suni bine atunci când sunt toți buni. În momentul când este un lanț, o virigă slabă, atunci se rupe tot ceea ce poate fi frumos. Lucrăm cu plăcere, lucrăm din plăcere. Chiar zilele trecute am avut repetiție, ne-am pregătit pentru Hramul Orașului. Apropo, anul acesta, ca niciodată, nu am văzut, nu știu, poate chiar niciodată nu am văzut atât de multă lume la spectacol. Bine, au fost două colective puternice. La final, am picat să, poate nu o să fiu atât de modest, am fost noi, după aia frația Tvah Orchestra, formația Zdob și Zdub și Carlos Dreams. Andrei, eu nu am văzut așa de multă lume în piață cum a fost anul acesta. Deci lumea este dornică de muzică, de momentele frumoase. Și... lumea vrea să-și descrețească frunțile. Exact, de aia și-am spus, muzică de calitate. Faceți și voi ceva ca lumea să uite de probleme, să se bucure de viață. Uite, încercăm să facem și prin faptul că te-am invitat la noi astăzi, pentru că ești unul dintre eroii acestui an și ne bucurăm. Nu este meritul meu, este meritul tuturor și am mai spus de multe ori, nu au fost frația Dvahov în scena Eurovision, a fost Moldova la Eurovision. Absolut. Dar și... celălalt frate Dvahov, Vitalia am impresia că e numai prin Europa. Da, știm că el are mereu invitații peste Vitalia tot. Anul ăsta, copiii lui au început să studieze în Viena. Așa. Da, au reușit să fie... nici la o instituție, da. Am înțeles că e foarte bun, la un profesor foarte bun și mă bucur pentru ei, pentru că este o... Cătălin și Ana Maria chiar, da. Ei acum studiază foarte bine limba germană ca să facă studiile alături de toți colegii în limba de bază de stat. Și i-am spus fratelui, este un pas foarte curajos să iei copii, să dai la studii undeva în Viena. Și îl felicit pentru asta. Un pic mi-e greu acum pentru că el este mai mult lipsă, da. Până copiii își iau singuri zborul, vorba ce e, baia zboară. Dar locul lui Vitalie nu-l ocupă nimeni. Niciodată nu poate ocupa locul fratelui lângă mine altcineva. Cu siguranță că nu. Vasile, noi îți mulțumim tare mult că ai venit în studioul Vocea Basarabiei. Gata, trecut 15 minute. Da, din păcate, da. Nine vorbi. Mai continuăm. Vasile, mulțumesc. Mai intră pe la noi. Eu am preferințele mele muzicale, dar trebuie să recunosc, Andrei, că îmi place mai mult liniștea. Tu, Mihaela, ca și un enuntaș care la masa mare, știi cum când pun banii pe masă, zic, și 50 de lei la muzicanți, stacă! Da, dar asta nu înseamnă că nu apreciez talentul și efortul unor artiști să facă istoria în muzică. Iar printre ei este și cel care astăzi împlinește jubileul de 50 de ani. Parcă mai ieri era un adolescent. El e unul dintre cei mai apreciați artiști hip-hop de pe glob. La începutul anilor 2000, presa occidentală îl desemna drept cel mai tare rapper în viață și artistul cu cele mai mari vânzări de albume din toate timpurile, 45.160.000 și 31.000.000 de single-uri digitale. Marshall Bruce Mathers, al treilea, cunoscut sub numele scenic de Eminem, unul dintre cei mai iubiți și totodată controversați rapperi albi de pe planetă, a rotunjit 50 de ani de la naștere pe 17 octombrie.
Eminem este câștigător de premii Grammy cu piese de peste un miliard de vizualizări pe YouTube. Revista Rolling Stone l-a numit regele hip-hopului. Chiar dacă este celebru, există și lucruri mai puțin cunoscute despre Eminem. Iată câteva dintre ele. Mama lui a fost dependentă de droguri și l-a născut la 15 ani, iar tatăl l-a părăsit. În copilărie voia să devină proprietarul unui magazin de benzi desenate. În adolescență, Eminem spăla vase și gătea într-un restaurant din Michigan. Și-a descoperit pasiunea pentru muzica rap la 14 ani. A desechiulat de la școală pentru a participa la concursuri de tipul Rap Battle și a luat numele de scenă Eminem de la inițialele sale, care ulterior a devenit Eminem. A repetat clasa a 9-a de 3 ori, iar în cele din urmă a abandonat școala. La 9 ani a stat o săptămână în comă din cauza bătăii luate de la colegi. Eminem este stângaci și poartă ochelari pentru că este miop. Reperul este total paralel cu tehnologia. El nu utilizează calculatorul și nu navighează pe internet. A fost timp de 6-7 ani iubitul lui Mariah Carey, după cum era de așteptat, s-au despărțit din cauza nepotrivirii de caracter. Sir Elton John l-a ajutat să scape de dependența de produse farmaceutice. Eminem a devenit tată la 23 de ani de Crăciun, pe fiica Hailey o iubește atât de mult încât și-a făcut pe umărul stâng un tatuaj cu chipul ei. Eminem a fost primul rapper care a câștigat un premiu Oscar. În total a adunat 240 de premii, 13 Grammy-uri și 4 British Awards. Pentru rolul din 8 mile, Eminem a slăbit 11 kg, de la 76 la 65 de kg. Eminem este fan Spider-Man. Artistul și-a petrecut multe nopți studiind dicționare pentru a-și perfecționa rimele. Filmul preferat al lui Eminem este Matrix. După ce a terminat de filmat fiecare clip, spunea: "That's white rap." Când era Mickey, se spunea Mickey, pentru că avea urechile mari. La 50 de ani împliniți, inclusiv 26 de ani de la primul său album, Eminem este activ, scoate piese noi și produce albume pentru tineri talentați. În plus, este și un tată dedicat, ocupându-se de educația fiicei sale. La mulți ani, Eminem! După năpasta COVID-ului, o altă seceră lovește în oameni, războiul din Ucraina. Rusia, care ascundea adevărul despre această așa zisă operațiune militară, s-a pomenit în fața unei mari dileme: înrolarea și trimiterea pe linia întâi a bărbaților de diferite vârste. Timpul trece, revoltele oamenilor simpli continuă, cârmacii modifică condițiile de înrolare, dar impactul lor este unul constant, negativ. E suficient să discutăm cu martorii oculari a acestei mobilizări. El este concetățeanul nostru, a studiat regia de teatru la Moscova la unul dintre vestiții pedagogi și regizori ruși, Leonid Heifetz. Originalitatea și viziunea artistică deosebită l-au făcut un regizor solicitat nu doar în capitala rusă, dar și la Londra și chiar în toată România. În 2019, el a fost nominalizat la Premiul Național în domeniul teatrului Masca de Aur, Zălataia Masca, pentru spectacolul Paharadit Imeneaza Plintusam, montat la teatrul din orașul rus Kurgan. A montat spectacolul Casa la Teatrul Satiricus din Chișinău. În prezent lucrează asupra spectacolului Mama la Teatrul Luceafărul din capitală. Despre realitatea din Rusia, văzută cu ochii proprii și trăită aievea, discutăm cu un alt invitat al emisiunii noastre, regizorul de teatru Dumitru Acriș. Mitică, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Îți mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră și vrem mai întâi de toate, Dumitru, să te întrebăm cum ai reușit să părăsești Rusia, mai ales în situația înrolărilor, și cum te simți aici acasă? Eu eram pe ultima sută de metri, montam în Cam să mulți pe Amur, al doilea spectacol în teatrul ăsta, atunci când a fost anunțată mobilizarea parțială, și a fost foarte greu să ajung acasă. Am reușit până în 21 septembrie să fiu la etapa de șnururi deja pentru spectacol, iar premiera a avut loc în 8-9 octombrie fără mine, deci în Rusia. Am reușit să ajung. Traseul a fost foarte lung, prin Cecenia, prin Azerbaijan, Turcia, și am ajuns la Chișinău. A fost o situație foarte dureroasă pentru toți actorii din teatru, pentru că mulți din ei au primit citații la comisariatele militare. Și eu, având de cetățenia și Federației Ruse, pentru că am absolvit la Moscova, practic situația asta mă privea și pe mine direct. Și trebuia să plec cât de urgent posibil din Rusia.
spre deosebire de multă populație din Rusia care era informată în felul în care era informată, departe de realitatea adevărată. Cum te informai tu, Dumitru? Eu, în primul rând, sunt obișnuit să urmăresc mai mult portalul de știri, slavă Domnului, și să filtrez foarte multă informație. Doar că în Rusia asta nu se întâmpla și foarte multă lume era dezinformată și mulți susțin și până astăzi toată istoria asta cu războiul în Ucraina. Societatea este divizată și cel mai dureros lucru, cred că, este atunci când, în timpul repetițiilor, intră cei de la Comisariatul Militar și îți ia actorul principal din spectacol, când mai ai două săptămâni până la premieră, îi dau 5 minute timp ca să-și ia rămas bun și mi-au luat actorul din spectacol. Asta cred că e cel mai dureros lucru. 39 de ani. Telefon... Le-ai reproșat ceva? Nu, mi-a zis doar un singur lucru. Eram în repetiții, eu de obicei nu permit nimănui să intre în repetiții. Au intrat și le-am zis, eu repet acum. Da, da, țara cine o să apere? Și mi l-au luat, i-am zis, ai 5 minute, reușești să fugi, să te ascunzi, să dispari. Are în spate doi copii, soții, familie și a zis, nu trebuie să merg. Telefon deconectat și copilul ăsta, actorul ăsta, este dispărut. De fapt, ai fost în mediul rusesc mai mult. Ce se poate citi, uite, în aceste zile sau exact când am început onoarea pe fețele oamenilor? Ce se discute în metrouri, în culoare? Haos, frică. Atâta timp, dacă vorbim despre operațiunea specială, cum o numesc ei, din februarie, cred că atâta timp cât situația asta nu-i privea pe ruși, totul era foarte ok. Iar în timpul în care pleacă de acasă tata, fiul, soțul, atunci se încep, deci situația îi privește direct. Mame disperate, soții cu lacrimi în ochi, dacă vorbim despre regiunile, deci Moscova sau San Petersburg, cred că au suferit mai puțin rezultatul mobilizării, dar regiunile celelalte, dezastru și haos. În ulanul de mamele, soțiile, fiicile plângeau deci în așa hal că se auzea tot orașul. În jurul comisariatelor militare. Dezastru, haos și foarte mulți actori au primit citații și mulți înțeleg unde merg. Orică eu eram în mediul ăsta, în spațiul ăsta a actorilor, a regizorilor, pentru că foarte mulți nu susțineau și nu susțin până astăzi tot ce se întâmplă în Ucraina. Adică actori ruși. Da, și ei sunt foarte ok, sunt foarte și până la urmă, dacă sincer, tot rușii m-au ajutat să plec de acolo și mă telefonau zilnic și îmi spuneau, tu încă ești în Rusia, tu încă ești în Moscova, dispari, pleacă, fugi dacă ai posibilitate, pentru că asta o să te privească și pe tine. Și la un moment dat o să fii prins în metrou la ieșire, o să fii chiar când ești după repetiții din teatru, poți fi luat. Dumitru, dar în toate aceste condiții, oamenii mai sunt preocupați de cultură în Rusia? Noi am avut întrebarea asta, Mihail, atunci când eu nu o să uit niciodată ochii actorului ăsta care mi-a zis, eu nu pot să merg acasă, pentru că dacă merg acum acasă, nu o să pot să învăț soția, nu o să pot să învăț copiii. Și mi-a zis, vreau să repet. Păi mai ai 5 minute. L-au înrolat, l-au dus, haos și durere în toată lumea. Am avut să le pline în 8 și 9 octombrie la premieră. Eu nu știu cât de mult teatru și cum trebuie să fie teatru în 2022 ca să poți să intri în dialog cu oameni vii, cu oameni adecvați care nu și-au pierdut jumătățile în război. Și iar vorbesc despre selecția spectacolului, vorbesc despre formarea repertoriului. Ce fel de piese, ce fel de spectacole poți să montezi în 2022 în Rusia? Pentru că eu repetam cu ușa închisă, eu mă încuiam și repetam. Era o frică continuă și am întrebat, la un moment dat am oprit repetiția și am întrebat, dar ceea ce facem noi, este bine acum că repetăm? Până în seară am luat alt actor, l-am introdus la rolul băiatului care a fost înrolat, dar e mare durere, vă dați seama, partenerii nu puteau lucra cu alt actor pentru că îi auzeau textul, îi auzeau vocea
celul care a plecat. Și băiatul este dat dispărut, este foarte mare. Și am înțeles că era un actor bun. Este cel mai bun actor din teatru care era. Deci putem spune astăzi că populația din Rusia este mai mult preocupată de politică decât de artă. Și mai cu seamă mediul artistic. Mediul artistic, eu cred că este o problemă în Rusia acum și ar trebui să o schimbe ei din interior și nu altcineva, pentru că asta e țara lor și privește pe ei și ei au nimerit singuri. Mulți spuneau, ăsta nu este președintele meu, eu nu l-am votat și ce se întâmplă este împotriva voinței mele și împotriva, nu pot să merg să lupt, să omor oameni. Iar este o luptă între generații. Sunt cei mai în vârstă, sunt de vârsta a treia, sunt cei care susțin cu vehemență tot ce se întâmplă în Ucraina. Cunoaștem, de exemplu, și persoane de vârsta a treia, Lia Hedjakova, care n-a susținut din start toată povestea. Lev Dodin și foarte multe personalități care au plecat din Rusia și nu știu dacă o să se mai întoarcă vreodată. Pentru că, adică își dau seama de haos. Nu mai zic de Pugaciova. Rusia este întoarsă înapoi, eu știu, cred că la începutul anilor 90, m-am uitat prin magazine, după ce am revenit în Rusia, este un haos total. Vorbesc despre cei bolnavi de cancer, oamenii care au nevoie de medicamente și mai departe și toate erau din import. Și eu nu știu ce o să se întâmple acum, pentru că foarte multe companii serioase au plecat de pe piață din Rusia. Și au de suferit tot populația, toți oamenii de acolo. Dumitru, dar de unde se informează cei care au o altă părere decât cea pro-război? Eu cu cei cu care am vorbit au înțeles doar, îmi spuneam un singur lucru. Nu ne-au atacat pe noi, noi atacăm. Și atunci cred că aici este ceva șubred la mijloc. Adică iau logica evenimentului. Absolut. Dar propaganda este foarte activă în Rusia, începând de la foarte multe canale de televiziune, radio și așa mai departe, care susțin, bine, asta este într-un sistem politic. Dumitru, ești un regizor complex, ești un regizor solicitat, ai o stilistică aparte a montării spectacolelor. Cine vrea să se convingă de acest lucru, îi îndemn să meargă la Teatrul Satiricus, pentru că acolo se demonstrează sau se joacă spectacolul Casa, pentru că sunt mai multe creații de a lui Gorki acolo. Spune-mi, te rog, abordarea păcii și războiului va suferi modificări în urma sau în lumina acestor evenimente? În scenă vă refer. Eu cred că da, pentru că noi vorbim, atunci când montez un spectacol, vorbim despre actualitatea lui și cât de mult rezonează publicul astăzi, în 2022, cu acest spectacol. Și atunci, dacă ești un regizor care rezonezi cu timpul și cu evenimentele care se întâmplă, eu cred că da, va suferi enorm. Și atunci când îți alegi un material, este foarte important unde îl montezi, în primul rând, în ce țară, în ce teatru, cu ce actori. Și în situația unei dictaturi, nu va fi frică să se vorbească în scenă deschis? Ba da, eu am montat Zuleiha deschide ochii, eu am fost la festival, este foarte actual despre deportări, despre gulag, despre tot și eu niciodată nu m-am gândit că după 2 ani după ce am montat acest spectacol, eu am fost la repetiții și la un moment dat am oprit repetițiile pentru că vuiau culisele, plângeau actorii, nu puteau repeta. Pentru că își dau seama și sunt foarte conștienți de tot ce se poate întâmpla, îi privește direct pe toți absolut. Și nu știu cât de mult actorii, artiștii pot să oprească aceste evenimente, pentru că și ei toți sunt dispersați. Și ei sunt influențați, câțiva, mulți din ei au trecut de partea cealaltă, acolo unde este teroare, acolo unde este război și susțin. Din frică? Din disperare frică, sau totuși din convingere? Cineva spunea, bine, au fost impuși, altcineva spunea, fac asta, directorul este de teatru, pentru a salva actorii. Altcineva spunea, pentru a-și salva teatru. Și tot așa. Mulți au ales tacă. Gen Lev Dodin, ultima premieră sa, Pescărușul, Anton Pavlovici Cehov. El nu poate să nu repete, dar nu poți să montezi Război și pace. Lev Tolstoi, ceea ce a făcut Tuminați și asta a fost ultima lui montare la Teatrul Vakhtangov, pentru că cred că undeva a anticipat ce o să se întâmple. Asta a fost până la operațiunea asta militară, din februarie.
și înțelegea și simțea atât de prezentul și ce se întâmplă, atât de actual tot. Spectacolul se joacă, dar eu am înțeles că sunt cam la ultimele festivaluri, atât, nu o să mai joace. Dumitru, cum crezi că acești oameni de artă, de cultură, se vor întâlni mai apoi la festivaluri, concursuri din aceste două țări, Ucraina și Rusia? Trebuie să înțelegi un singur lucru. Teatru de balet din Kiev, atunci când balerinele scot poantele și iau automatele în mână, eu nu știu despre ce vorbim acum și, și când o să-și revină Ucraina ca să găsească puteri fiecare om să ierte, să uite și să meargă înainte. Este un lucru foarte, foarte complicat. Nu? E vorba de decenii de ani. Absolut. Și cum se spune, de la dragoste la ură este un pas. Două popoare ortodoxe, creștine, au ajuns să se urască, să lupte. Nu vorbim acum cine are dreptate și cine nu. Dar, uite, de la dragoste, de la ură la dragoste, ar fi vreun pas. Ce trebuie să se întâmple ca lucrurile să se... bine, să se cicatrizeze? Păi cine a pornit toată istoria asta? Cred că odată cu dispariția acestui tip, acestui individ, eu cred că lucrurile o să iau o altă întorsătură, încet, încet o să-și revină. Orice rană se tratează în timp, dar este nevoie de timp. Și există factor uman în tot absolut, pentru că vedeți că cei din partea Ucrainei foarte mult îi acuză pe ruși și le spun un singur lucru. De ce stați în casă? De ce nu ieșiți? De ce susțineți? Și înțelegi. Și pe de altă parte înțelegi mamele, soțiile, fiicile ăstora din alte regiuni a Rusiei, care sunt practic fără mâini și fără picioare, nu pot să facă nimic. Deci, adevărul este undeva la mijloc, că îi accept și înțelegi și pe o parte și pe alta. Vei reveni în Rusia? Eu cred că... Ai spectacole care... Eu am avut foarte multe proiecte acum până în 2024 fixate și la Teatrul de Artă și la Teatrul Maiakovski în Moscova. Dar odată cu plecarea lui Mindaugo Ascarbauskis, directorul Teatrului Maiakovski, toate planurile noastre s-au schimbat. Și odată cu schimbarea politicii în câteva teatre, nu neapărat să afișez Z-ul ăsta sau V-ul ăsta pe peretele teatrului, iar s-a schimbat, foarte multe planuri au fost mutate pentru 2024-2025. Nu o să revină Rusia atâta timp cât nu va fi liniște și pace, sigur că da. Dumitru, dar povestește-ne pe scurt, într-o frază, despre ceea ce faci acum la Teatrul Luceafăr. Două fraze. Trei. Ca să deschidem toate parantezele, adică. Pe scurt. Este vorba despre o piesă contemporană scrisă de Asia Voloșina. Ea este din Ucraina, emigrată în Israel. Piesa Mama. Este foarte multă durere și iubire în ea și sunt foarte încântat, în primul rând, și bucuros pentru că am revenit la Teatrul Luceafăru și mulțumesc foarte mult. De acolo ne-ai pornit și doamnei, tu, ne-ai jucat și tu directoare Vitalia Grigoriu, îi mulțumesc lui Slava Sambriș pentru încredere și pentru căldură și mulțumesc fiecărui artist cu care lucrez eu acum pentru că au încredere, sunt plin de iubire și tot ce se întâmplă acum în Teatrul Luceafăru pentru mine este foarte important atmosfera în care lucrez, în care creez. Și este o atmosferă constructivă, plină de dragoste, de încredere și ne dorim să avem parte de un spectacol foarte bun. Repetițiile de la 10 dimineață până pe la 10-11 seara. Am văzut că a postat un afiș cu capul Paulinei Zaftone într-o expresie îngrozitoare, pur și simplu. Da, este doamna, în distribuție doamna Paulina Zaftone, este doamna Vitalia Grigoriu, este Maria Anton, Irina Vacarciuc, Dorina Tătaru, Victor Triboi, Ion Jitari, sunt Ion Liulică, sunt actori noi în teatru. Și vreau să vă spun că este vorba despre o familie care rezonează cu și prin iubire. Așteptăm premiera.
cu mare drag și vă invităm. Știm că pleci și în România de curând, așa că îți urăm mult succes și îți mulțumim tare mult, Dumitru, că ai fost în studioul Vocii Basarabiei. Și eu vă mulțumesc din tot sufletul. Dumitru Acrâș, regizor de teatru, mergeți la teatru să vedeți spectacole, la Satiricus Casa și la Luceafărul în curând, Mama. Îmi plac bărbații care gândesc profund. Și mie îmi plac femeile care știu să aprecieze bărbații care gândesc profund, bărbații adevărați. Îmi plac bărbații care au umor, sarcasm. Iar eu vreau să-ți propun, Mihaela, să-l asculți pe un bărbat care știe să gândească în profunzime, să dea glas gândurilor sale și să fie pe deasupra cu mult umor și sarcasm fin, chiar dacă vorba dumnealui ar putea părea ciudat uneori. Jurnalistul Vasile Botnaru. Limbricul cu dinți de rechin. Asta este imaginea care mi-a rămas în cap după ce îl văzusem la televizor în ziua de 30 septembrie. Știu la cine v-ați gândit, dar eu l-am în vedere pe Ivan Ahlabâstin, actorul popă, pseudofamilist și pseudocreștin, cel care urla de pe scena din Piața Roșiei cuvântul Goida. Ce înseamnă asta la ruși ne-a explicat jurnalistul pribeag Alexandru Nevzorov, cunoscut pentru maxilarele de buldog cu care perforează bucile adversarilor. L-ați auzit cum în jur aristocratic, etajat într-o rusă elevată, un pic arhaică, cu întorsături și metafore amețitoare, cu pretenția justificată de a fi adevăratul reprezentant al elitei din Sankt Petersburg, spre deosebire de gașca lui Putin. Exact antipodul celui care savurează limbajul bandiților, stropit cu alefii patriotice și bădărănii erotomane. Goida. Goida, după Nevzorov, e ordinul de atac strigat de călăreții din garda de corp a țarului Ioan cel Groaznic. Și asta însemna că moșia boierească ieșită în cale poate fi devastată. Goida dădea frâu liber la violat neveste și l-a strivit pruncii sub copitele cailor. Prin urmare, limbricul din Piața Roșiei îndemna armata lui Șoigu să devasteze cu mai multă râvnă regiunile ucrainiene declarate peste noapte teritorii ale Federației Ruse. În limba ucraineană, Goida înseamnă cu totul altceva. Dați cuvântul la căutare pe internet și veți descoperi că ucrainenii spun goida când își leagănă pruncii. Dovadă e și substantivul hoidanca, adică scrânciub, pe care eu l-am auzit în satul meu natal Cinișăuți, populat pe jumătate de cetățeni moldoveni de etnie ucraineană. Nebo i zemlea, cum zic consătenii mei ucraineni, cer și pământ. Ani lumină între aceste două sensuri ce provin din concepte civilizaționale diametral opuse, pe care limbricul cu dinții de rechin le-a îndepărtat și mai mult, devastând Ucraina, strivind prunci și neveste sub copitele cailor, ba mai mult și arzând toate podurile, la propriu și la figurat, ca să nu lase nicio șansă de iertare și împăcare. Gândurile și faptele bune sunt cea mai mare bogăție a omului. Este adevărat ce spui, Mihaela, dar unii vor reproșa că cel flămând nu îl înțelege niciodată pe cel sătul. E bine să știi să gândești. E și mai bine ca toate aceste abilități să le iei împreună și la ele să mai adaugi ceva de pus pe masă. Fără pretenția de a fi materialiști, vom aminti tuturor că astăzi este Ziua Internațională de Eradicare a Sărăciei. Iar pe mine mă frământă mereu un gând atunci când vorbesc despre sărăcie. Dacă această zi ne provoca jenă mai înainte pentru că
Pe când eram eu mic, de exemplu, era jenant să spui că ești sărac, pentru că erau săraci doar cei care nu munceau, în mare parte. Acum însă, sărăcia, uite că s-a deghizat. Pentru că, Mihaela, fii atent, cum poți afirma că suntem o țară săracă în situația în care pe străzile capitalei bunoară circulă din abundență limuzine dintre cele mai luxoase, asemenea cărora personal nu am văzut nici pe străzile Dubaiului, nici pe străzile Baden-Badenului și nu doar la Chișinău? Să ne spună cum înțeleg aceste noțiuni interlocutorii colegei noastre, Olga Soroceanu. Cine sunt bogați și cine sunt săraci în Republica Moldova? Oamenii care muncesc. Sunt oameni bogați care muncesc foarte mult, sunt oameni care s-au îmbogățit în diferite moduri și sunt oameni, nu știu dacă, sunt și săraci care muncesc și sunt săraci. Oi, nimeni mi se pare. Bogații trăiesc pentru dânsii, dar săracii vai de capul lor, sărmanii. Cum se acumulează bogăția? Care și cum. Și prin forturi și prin toate cele. Dar cum se ajunge la sărăcie? La sărăcie? Da, cum? Dacă eu vreau să spun despre mine personal. Eu am lucrat 41 de ani, dar primesc pensie 600 de lei. Și iată cum se ajunge. Am muncit pentru ce? Pentru că să fiu o săracă vai de capul meu. Bogați? Cei care au afaceri, businessmani, poate și unii care stau la conducere, poate. Dacă ești cinstit, ești sărac. Eu așa cred. Și mai sunt unii care săraci când nu muncesc. Beau, lenevesc. Ну, бедность это лень, на мой взгляд. В большей степени. Конечно, присутствует легкое невезение, но в большинстве своем это лень. Если ты человек не ленивый, идешь к своей цели, ты будешь обеспеченный во всяком случае. Точно с чем мы сараш? Мы сараш, oameni de la țară, care trăiesc de azi pe mâine. Cei bogați au acumulat pe cale ilegală, necinstit. Cei cinstiți sunt săraci. Dar noi suntem săraci că avem pensie săracă, am muncit o viață și nu primesc nimic. 2000 de lei poți trăi? Sau salariile astea exagerate la șefii ăștia, pe la unde cu 60 de mii, cu 80 de mii. Asta, de atât așa e la noi în Moldova. Pentru că dacă ar fi real să fie, cum el să aibă 60 de mii? Dar noi să avem pensia 2000 sau pedagogul are cât salariu? Până la 5000, cum are, ce ajunge? Sau medicul care are grijă de noastră sănătate, ce salariu are? Care și cum înțelege, după care și cum înțelege. Sunt persoane hapsâne, care eu de la alții și pun la dânsii. Dar sunt persoane normale care lucrează și atunci își ridică nivelul de trai. Săraci și bogați în Marea Republica Moldova, cred că sunt cei care, deci bogații probabil, hai să zicem, poate nu toți, dar majoritatea care câștigă necinstit. Dar săracii sunt împart și în două categorii, și care sunt lenoși și care se strădui să trăiască cinstit. Viața noastră colorată cu de toate bate de multe ori scenariul oricărui blockbuster. Ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu ține neapărat de noi, dar ne supra-solicită. Din orice situație grea este cel puțin o ieșire plus una de rezervă, așa afirmă filozofii. Pagina noastră ce urmează este exact acea soluție de rezervă când cauți răspuns la o întrebare de viață și o găsești cu greu. Juristul Victoria Mireuță. Desfacerea căsătoriei, adică divorțul, poate fi obținută la cererea ambilor soți sau doar a unuia dintre ei. Divorțul nu va fi acceptat totuși fără acordul soției în timpul gravidității acesteia și timp de un an după nașterea copilului. Dacă soții sunt de acord să divorțeze și nu există dispute cu privire la locul de trai ale copiilor minori, divorțul poate fi efectuat la organul de stare civilă sau de un notar de la domiciliul unuia dintre ei. Pentru aceasta, ambii trebuie să se prezinte la organul stării civile și să depună cererea divorț personal. La notar, acordul poate fi desfăcut și fără prezența unui soț. Atât organul stării civile, cât și notarul vor desface căsătoria abia peste o lună de la depunerea cererii, oferind termen soților pentru împăcare.
Dacă unul dintre soți nu este de acord cu divorțul sau dacă soții nu au convenit cu cine va trăi copilul minor după divorț, divorțul poate fi efectuat doar de către judecătoria de la sediul unuia dintre ei. Desfacerea căsătoriei pe cale judecătorească poate fi efectuată și în cazurile în care între soți există un acord, însă unul dintre ei nu se poate prezenta la organul de stare civilă pentru a formaliza divorțul, cel mai des din cauza aflării peste hotare. Divorțul va fi acordat doar dacă conviețuirea soților și păstrarea familiei în continuare sunt imposibile. Soții pot decide să partajeze și averea lor odată cu divorțul, însă acest lucru nu este obligatoriu. Dacă decid să o facă de comun acord, organul stării civile, notarul sau instanța de judecată vor documenta înțelegerea părților, care va deveni obligatorie. Dacă însă aceștia nu partajează averea odată cu divorțul, soțul care nu folosește averea comună are la dispoziție 3 ani pentru a cere partajarea. În cazul desfacerii căsătoriei la organul de stare civilă sau la notar, divorțul produce efecte din ziua înregistrării. În cazul desfacerii căsătoriei pe cale judecătorească, divorțul este valabil din ziua când hotărârea judecătorească devine definitivă, de regulă peste 30 de zile de la adoptare. După divorț, poate fi păstrat numele de familie schimbat la încheierea căsătoriei. Fie soțul poate reveni la numele său de până la căsătorie. Pentru orice litigiu în judecată, vă recomandăm să vă luați un avocat. Dacă nu vi-l puteți permite, statul vă poate angaja unul. Mai avem un invitat drag la prima ediție a proiectului televizat Te salută Vocea Basarabiei. În vara aceasta, președintele Maia Sandu i-a oferit titlul de maestru în artă și iată-l din nou la Chișinău. A revenit la Baștină pentru un scop foarte frumos. Veți afla detalii din prima sursă. Deocamdată vă spunem că el a studiat la Academia Daneză Regală de Muzică din Copenhaga și care la doar 23 de ani este unul dintre cei mai promițători acordeoniști de pe glob. Este singurul acordeonist din tot spațiul românesc, deținător al titlului de campion mondial la acordeon și al cupei mondiale la acordeon. Este fantastic ceea ce face el și cum îi aleargă degetele pe clape. Radu Rățoi a venit chiar în această zi din Danemarca. De unde ai venit? Salut! Bună! Îmi pare bine să fiu aici. Deci, da, am revenit din Danemarca acum câteva zile. Da, judecând după stilul părului, îmi dau seama că din Danemarca ai venit. Bună glumă. Câteodată mă uit și eu. În Europa nu e așa de foarte important stilistica sau chiar hainele. Important e ce prezintă personalitatea. Da, dar asta nu înseamnă că lumea îmblă neglijentă pe străzile Europei. Nu, niciun caz. Niciun caz. Pur și simplu a fost cam de vreme astăzi interviul. Dar spune-ne dacă ți-a fost complicat să te duci de la Chișinău la Danemarca și să te încadrezi în spațiul de acolo. Dacă sincer nici nu m-am gândit dacă poate fi complicat sau nu, am știut că doar e o șansă să mă pentru dezvoltarea mea. Și așa, trebuie. Astfel, da. Astfel doar am plecat și eu când am ajuns în Danemarca, mă duc la magazin și mă uit acolo niște cifre foarte mari pe produs. Ce e așa de scump? Plătesc cu cardul? Și după aia îmi dau seama că în Danemarca nu e euro, sunt coroane danezi. Aha. Eu nici nu știam că măcar nu e euro, credeam că Uniunea Europeană trebuie să fie euro. Dar ce mi-e convenabil să ții bani, în coroane daneze sau în euro? În lei. În dolari. Așa. Nu, acum cred că în dolari. Nu, dar dintre coroana daneză se cotează bine? Da, e destul de stabil. Mă uit chiar de cât 4 ani am în Danemarca, de fiecare dată este foarte stabil, de fiecare dată raportul euro-dolar sau, mă rog, e destul de stabil valut. Radu, dar revenind la performanțele tale, atunci când vorbim despre cupă sau despre campionat, automat ne gândim la un gen de sport. Spune-ne dacă are în ceva în comun acordeonul și sportul. Păi, putem spune că da și nu în același timp. Poate denumirea concursului Cupa Mondială dă ca un fel de sport, da. Când de fapt muzica în niciun caz și niciodată nu va fi un sport. Muzica e în primul rând despre sentimente, despre sunet, despre sentimentele tale de viață, cred asta cel puțin. Știi, Cupa Mondială, adică acest concurs la acordeon, e foarte important și dacă chiar ești cel mai rapid
interpret, la acordeon nu ai șanse foarte mari, adică e doar un procent din ceea ce tu trebuie să faci pentru ca să câștigi astfel de concursuri. Eu am impresia că tu, de fapt, cu ce viteză știi să alergi pe clape? Ai cronometrat, de fapt, vreo performanță? Câte clape apeși într-un minut? Niciodată nu m-am gândit. Ia gândește că s-ar putea să stabilești vreun record Guinness. Să mă gândesc numai decât. În spațiul nostru, cu siguranță, va fi primul. Da, dar știi cum, nu l-ai văzut cum aleargă el cu degetele pe clap? Eu l-am văzut astăvară la în scoarul catedralei. Da. Dar, Radu, eu bănuiesc că tu atât de mult te antrenezi că nu ai nevoie să faci sport. Ai fost și mușchi, cred că, tot alergând cu degetele pe clap, sau nu? Păi da, mulți îmi spun, wow, de unde ai umeri, biceps, așa mai departe. Ai merg la sală. Da. Acordeonul este greu. Mie nu-mi place sală, pentru că am probleme cu mâinile, automat, când am încercat de mai multe ori. Și mi se încordează mâna un pic după sală. Și astfel nu pot să-mi permit să merg, deoarece am probleme. S-ar putea întâmpla într-o zi acordeonul să spună: băi băiete, ia lasă-mă, nu mă bate pe mine așa. Eu cred că el deja mi-a spus de vreo câteva ori până acum. Radu, dar spune-ne cum la nici sau la 20 de ani, pentru că acest premiu și titlul l-ai primit în anul 2018, cum ai reușit asemenea performanță și care a fost drumul până la acest campionat? Dacă sincer, mie până ziua de azi nu vine a crede, pentru că a fost o concurență extrem de mare, extrem. Chiar și acum mă uit, e foarte complicat. Sunt băieți care participă 10 ani la rând. Dar la noi, comparând cu sportul, nu poți să participi. De exemplu, dacă ai luat cupa anul ăsta, nu poți participa și anul viitor. Uh-huh. Deci e doar one way, doar o dată în viață poți să-l câștigi. Adică chiar dacă te întreabă cineva, da, ai mai vrea să o iei? Nu poți să o iei. Nu poți. După reguli. Ai luat-o? Da, ai luat-o și ai un fel de titlu care e la CV-ul tău și atât. Nu poți să te duci de 3 ori. Ți-a deschis multe uși acest titlu? Multe oferte, multe oportunități? Da, aș putea spune că da. M-am descoperit. Am fost invitat la multe concerte, multe proiecte, festivaluri. Și nu doar, iarăși, câteodată, ca în orice concurs sau orice competiție. Orice competiție, sunt diferiți factori. Și câteodată factorii ăștia mai negri, să-i spun așa, prevalează câteodată. Astfel, dacă nu știu, dacă tu vii din Moscova sau nu mai știu de unde, tu automat ai un avantaj în așa concursuri, pentru că tu vii din Moscova. Cum mie îmi spuneau, când primele ori veneam la așa concursuri, îmi spuneau moldavașcă. De ce? Așa, ca foarte negri. Persiflant, așa. Da, se uitau la mine, bă, la voi, cum, la voi cântă la acordeon? Și voi știți de acordeon? Da, nu știu. Nu, mai pe scurt, mereu era așa o atitudine, da. Până când m-am străduit din răsputeri să schimb opinia despre moldoveni. Andrei, tu ai spus că eu nu l-am auzit pe Radu, asta e adevărat, dar urmează să-l ascult, pentru că Radu a venit la Chișinău pentru un concert, pentru un eveniment. Da, pe data de 19 octombrie la sala cu orgă. Atenție, 19 octombrie! La sala cu orgă voi avea un concert. De fapt, inițial trebuia să fie solo. Acum va fi un concert super variat în cadrul festivalului Muzicii Noi. Și voi fi împreună cu prietenul meu de duo, acordeon flaut. Prietenul meu îl cheamă Ștefan. Noi ne știm din Danemarca și colaborăm deja de peste jumătate de an. Și el e moldovean? El e practic moldovean, el e din Iași. Așa. Astfel noi ne numim Moldo Duo. Moldo Duo? Da. Ce frumos. Frumos. Moldo, el e din zona Moldova, eu sunt din Republica Moldova, și deci Moldo și Duo, pentru că suntem doi. Și astfel vom avea atât piese solo, adică pentru fiecare instrument, acordeon, cât și în duo. Deci va fi un program foarte variat. Ce creații? Clasice? Da, în special creații contemporane, în special, dar va fi mult contemporane clasice, aș putea spune. Uh-huh. Multă lume care aude muzică contemporană, mult se uită sceptic la asta. Dar, din păcate, la noi nu în Republica Moldova, dar în general nu prea se cântă bine muzică contemporană. Sau, ca și pe timpurile, nu știu, lui Bach, lui Beethoven, se scria foarte mult și până ziua de azi a rămas, nu știu, doar Bach, de exemplu, sau Scarlatti din baroc. Deși erau mii de compozitori. La fel și în ziua de azi avem mii de compozitori care vedem timpul le va sorta și le va alege care sunt într-adevăr cei mai buni, dar eu chiar vreau să promovez
cultura noastră. Voi cânta și două piese de compozitorul moldovean Ghenadi Ciobanu la acest concert. Deci încerc cât mai mult să promovez și cultura noastră, dar și acordeonul. Deci de cultura noastră, țin minte acum 4 sau 5 ani când îți solicitam primul interviu, mi-a zis că eu nu o să cânt niciodată muzică populară moldovenească la acordeon, sunt numai muzică celebră, muzică clasică, muzică universală. Ți-ai mai schimbat opinia sau rămâi la aceeași păi, intensitate? Chiar mă duc scene mari, cânt concerte și câteodată mai fac glume cu publicul, câteodată. Așa, am cântat concerturi și lumea aplaudă și eu mă așez pe scaun și întreb. Ok, dacă toți bis, și întreb, ce ați vrea să ascultați? O altă piesă clasică, ipotetic spun și eu, sau o piesă din țara mea, de exemplu, populară, cum noi am spus. Și majoritatea, populară. A. Deci lumea a venit la un concert de muzică clasică, dar lumea vrea să afle din cultura ta, de unde tu vii. Și astfel mai cânt ceva mai mult decât acum. Lumea vrea să afle. Ia vrea să vedem, bă, băiatul ăsta știe să cânte și altceva, sau numai ceea ce cântă. Știi. Două propoziții. Ce faci acum, în afară de concertul de pe 19? Unde ești? În general, m-am mutat în Germania pentru jumătate de an, la un Erasmus. Un schimb de experiență. Eu, dorința mea sau scopul meu principal în viață, îi spun așa, a fost legat de acordeon, să creez o nouă școală a acordeonului în Europa și astfel eu deja lucrez de ani buni, mai mult cred că de 5-7 ani, la adunarea cunoștinților, să-i spun așa, că mulți mă întreabă, și ce mai duci tu să înveți? Tu cânti bine și... Zic, mă, nu, poate și cânt, dar eu vreau încă să mă dezvolt cât e timp. Încă acum mai am un pic, încă 2-3 ani maxim, când pot să mă dezvolt. Și astfel, adunând cunoștințele, că eu vin din Republica Moldova, unde noi avem școală de acordeon sau școală muzicală, e pe sistema rusă, să spunem așa, și am plecat în Europa. Deci am un fel, pot să le combin aceste două școli și să creez un... O școală ta? Da. Băi, să-ți ajute Dumnezeu. Da. Știi... Veniți pe 19 la sala cu orgă să-l vedeți pe Radu, un fenomen în arta acordeonului, pun mâna pe inimă și vă spun acest lucru, și să-l vedeți cum cântă la un acordeon de construcție proprie sau model propriu. El l-a modelat, el l-a făcut, nu știu cum a făcut asta, o să ne spun altă dată. Radu, da. Vă mulțumesc. Succes! A fost o plăcere să discutăm cu tine și îți mulțumim tare mult că ai venit în studioul Vocii Basarabiei. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Te salută Vocea Basarabiei. Și eu o salut. Mai frumos lucru care ți se poate întâmpla zilnic este să ai parte de o zi cu multe surprize plăcute. Noi încercăm să vi le aducem și să vă oferim
confort sufletesc și informativ aici, la Vocea Basarabiei. Iar de luni până vineri vom aduna emoții pozitive la proiectul Te salută Vocea Basarabiei. O zi frumoasă tuturor, pe mâine!